În a cincea poruncă din lege, în cele 10 porunci dumnezeiești, este: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie ție bine și să-ți dea mulți ani pe pământul în care Dumnezeu ți l-a făgăduit ție, în pământul bunătății. Că dacă noi cinstim pe părinții noștri, noi o să trăim într-un pământ plin de păcate, plin de sânge și fără de legi. Pentru că în pildele lui Solomon spune că cine iubește înțelepciunea, îl bucură pe tatăl său, iar cine nebunia umblă cu desfrânatele. Să nu desprețuiești pe tatăl tău când a ajuns bătrân și pe mama ta. Este în această minunată carte pe care o recomand cu căldură oricărui om. Pentru că dacă în viața aceasta, cartea Pildele lui Solomon, orice om nu a citit-o, asta înseamnă că nu iubește înțelepciunea și nu îl iubește pe tatăl său și pe mama sa. Pentru că omul care spune că îl iubesc pe Dumnezeu, iar îl urăsc pe aproapele, mincinos este. Deci să fim cu multă luare în minte și să trăim desăvârșit cu multă luare în minte. Pentru că când citești Pildele lui Solomon și apoi Eclesiastul, Răbdarea lui Iov, adică cartea Iov, înțelegi că, precum mai spune un sfânt părinte, că când ne vom gândi la patimile Mântuitorului, orice necaz în această viață o vom suporta cu multă îndrăzneală și multă bucurie în Hristos. Să vă întărească Dumnezeu și iubiți pe părinții voștri care vă dau o viață, că și voi o să fiți părinți cu ajutorul lui Dumnezeu. Să vă fie de folos, să trăiți cu Hristos.